dimineața, mulțumesc reprezentanților mass media care au răspuns invitației la această conferință de presă, prilejuită de mai multe evenimente, unele de bun augur, altele de mai rău augur. În primul rând, peste o săptămână, în județul Bacău, fix peste o săptămână, deci sâmbătă 25 iunie, vom avea vizita ministrului Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu. Programul vizitei va fi anunțat public ziua de joi, cu 48 de ore înainte. Va fi axat pe două, o întâlnire la centrul de afaceri cu fermierii și cu primarii din județul Bacău și alte vizite în teren la Unești, dar mai avem nevoie de câteva confirmări ca să putem anunța oficial programul. Al doilea subiect, evident că este legat de infrastructură. Conferința de presă, când am anunțat-o noi, știam deja de oficial de hârtia introdusă de proiectantul de la A13, de Search Corporation. De fapt, e un eveniment despre care domnul secretar de stat Bunduc mă informase la sfârșitul săptămânii trecute, că este foarte posibil să se întâmple acest lucru. Nu este o surpriză pentru noi și nu este nici cea mai rea veste și am să explic de ce. Încă din luna ianuarie, când domnul secretar de stat Gabriel Bunduc a mers acolo și până astăzi, la diversele întâlniri la minister, care aveau o cadență de, au avut o cadență de două săptămâni cu factorii responsabili, cu parlamentari din zona Moldovei, cu antreprenori, cu proiectanți, tocmai pentru a debloca aceste proiecte. Toată lumea a observat o intenție a proiectantului de a scăpa de acest contract. Unii spun că doreau să-l tergiverseze. Cert este că ultima zi a acest contract, care încă este în vigoare, ultima zi a lui este 6 iulie 2023. Pe 6 iulie 2022 trebuia să predea studiul de fezabilitate. Martorii de la discuția pe care am avut-o cu ministrul transportului, domnul Sorin Grindeanu, în 14 martie, știu foarte bine că am enunțat posibilitatea rezilierii amiabile a acestui contract, tocmai pentru a relua procedura cât mai repede și să nu mai pierdem foarte mult timp cu un contract unde se vedea clar intenția Search Corporation de a nu finaliza cu succes acest contract. Am văzut în spațiu public în ultimele 48 de ore diverse reacții, dar am văzut două rânjete, unul de la Iași și altul de la Bacău, care merită a fi comentate. Unul este cel de la Iași, este a consilierului Ministrului Transporturilor și îi adresez o singură urare. Îmi doresc foarte mult să rămân în următorii 7 ani, până la finalul acestui deceniu, la Ministerul Transporturilor și în fiecare an să ne informeze cu tot ceea ce se întâmplă pe infrastructura Moldovei, dar îl rog în același timp să fie atent, mai atent și la politicile Uniunii Europene pe protecția mediului, pe reducerea noxelor și să constate, dacă n-a constatat încă, că pentru infrastructura rutieră banii europeni încep să devină din ce în ce mai puțini. Și dacă până acum eram adeptul faptului că, domne, pot fi și două variante peste Carpați, sunt convins că dacă va fi vreodată să... Nu vom avea niciodată, sau în acest deceniu cu siguranță, nu vom avea două variante de traversare a Carpaților, vom avea doar una, care va fi aceea, rămâne timpul să demonstreze. Cert este că Uniunea Europeană ridică ștachetele în a finanța asemenea obiective și îl rog pe domnul consilier de la Iași, domnul Urtoi, să fie mai atent la acest lucru, să lase A7-le
pentru că în grija CNAIR-ului, în grija ministrului transportului, în grija secretarilor de stat, că A7-le a intrat într-o zonă irreversibilă și să nu încerce să își asume un proiect asupra căruia nu are absolut niciun merit, să-și vadă în continuare de A8 și dacă poate să ajute la 13, foarte bine. Dar eu nu pot să trec cu vederea rânjetul de satisfacție la această veste cu rezilierea contractului de proiectare pe A13 Bacău-Brașov. Celălalt rânjet vine de la Bacău, de la un fost sau actual coleg de-a nostru, fost ministru al transporturilor. Foarte grijuliu vis-a-vis de discuții, dacă am avut discuții cu proiectantul, repet, subliniez, au avut factorii responsabili, cei care trebuie să aibă conform legii, cu o cadență, repet, din două în două săptămâni, au avut inclusiv o vizită la nivelul județului Bacău, ședințe și în format online și în format fizic, în care s-au căutat fel de fel de compromisuri, soluții de compromis pentru ca Search Corporation totuși să-și ducă la bun sfârșit acest contract și să predea documentația de licitație pentru execuție. Că până la urmă, pe înțelesul tuturor, cam asta este obiectivul acestui contract, care vă reamintesc, a fost lansat în licitație, fac un scurt remember, a fost lansat în licitație în mai 2019, contractul s-a semnat în mai 2020. Și dacă a uitat și dânsul, dar nu cred că a uitat și alții, totuși Partidul Social Democrat n-a fost la guvernare și n-a fost la Ministerul Transportului nici în 2020, nici în 2021, ca atare a avut o marjă de intervenție minimă pe a monitoriza evoluția SF-PTH pe A13. Când a venit domnul secretar de stat în ianuarie, am început să descoperim problemele și să descoperim realitatea derulării acestui contract și, repet, n-am făcut public în martie faptul că este o opțiune rezilierea acestui contract pentru a nu distorsiona eu eventualul dialog fructuos între CNAIR și Ministerul Transportului pe de o parte și proiectant pe de altă parte. N-am vrut să introduc această distorsiune, ca atare n-am lansat această ipoteză de lucru în luna martie. Probabil că am să surprind dacă spun că mai degrabă este o veste bună. Îmi doresc să se rezilieze amiabil cât mai repede. Vă reamintesc că o reziliere a marcat și obiectivul centurii ocolitoare a municipiului Bacău în 2017, la începutul 2017, era ministrul transportului de la PSD, domnul Cuc, s-a reziliat cu turcii care câștigaseră ca urmare a unei decizii de instanță și s-a pornit procedura de licitație, de achiziție, s-a semnat contractul în decembrie 2018 și s-a finalizat, au început lucrările în 2019, s-a finalizat centura când s-a finalizat, în iulie 2021. Ca atare, nu trebuie să ne fie frică de această reziliere, mi-e frică de faptul că, adică îmi doresc să fie o reziliere amiabilă care să nu ajungă în instanță, tocmai pentru a relua cât mai repede acest proces. Noi estimăm, și vă rog să fiți atenți, noi estimăm, dacă va fi o reziliere amiabilă, septembrie anul acesta să se reia procedurile, pentru că este de evaluat un rest de executat. Așa, în cifre mari, acest contract s-a realizat în proporție de 15%. Singura veste bună este că traseul acestei autostrăzi A13 a fost aprobat de Jaspers, ceea ce nu e puțin lucru. În alte locuri a luat și 2 ani acest lucru. Este singura piesă pozitivă din acest contract cu Search Corporation, în care sper să se încheie cât mai repede. Tot așa, pentru grijulii, cei care mor de grija PSD-ului și a organizației județene PSD Bacău și a acestor obiective, A13 și A7, îi informez că dacă deja nu mai sunt propuneri,
actele normative adoptate ca urmare a propunerilor domnului ministru Grindeanu în luna mai erau, de exemplu, pentru a crește gradul de absorție pe fonduri europene în infrastructură, dacă erau implementate, de exemplu, în 2018 sau în 2019, astăzi, la acest contract, nu mai era nevoie să reluăm procedurile de licitație, ci restul de executat se făcea prin încredințare directă, prin negociere directă. Așa, deci, din luna mai a anului 2022, ca urmare a propunerilor și a ordonanței de urgență adoptate în Guvernul României, un contract care, să spunem, a început în iunie-iulie anul acesta și peste un an se reziliază, restul de executat, rețineți, restul de executat nu mai este scos la licitație, ci poate fi obiectul unei negocieri directe. Așa că cei specialiștii în achiziții publice și care au și lucrat în transporturi și puteau să adopte acte normative în sensul de a crește gradul de absorție, puteau să aibă asemenea inițiative când au avut putere de decizie și astăzi, dacă ajungeam în această situație de reziliere, puteam vorbi de negociere directă, așa o să vorbim de o nouă licitație, care licitație, vedeți că are, poate avea și surprize plăcute și surprize neplăcute. Nu vreau să cataloghez prestația celor de la Sărci. Până la urmă, dacă au luat această decizie, repet, care nu ne-a surprins, că e, până la urmă e rezultanta unor discuții de la Ministerul Transportului, poate până la urmă au făcut un lucru bun, au recunoscut probabil că au licitat eronat în 2019. Asta e una din cauze. Sigur, mai sunt și cauze obiective. Lumea arăta altfel în 2019, nu era nici Brexit, nu era nici pandemie, nu era nici criza nu era nici inflație, nu era nici creșterea la prețurile la materiale, nu era nici creșterea prețurilor în energie, nu era nici război în Ucraina. Sigur că sunt factori care într-un fel sau altul influențează și știți foarte bine. Sunt foarte multe contracte acum de execuție în România, în special pe zona de infrastructură, care stagnează sau înaintează foarte greu, tocmai pentru că nimeni aproape nu mai stă în prețuri dacă au licitat sau au ofertat în 2019-2020. Deci, n-aș vrea să vorbesc mai mult despre... Sper că dacă vor mai veni la licitație, eu nu-mi spun să vină sau să nu vină, dacă vor mai veni să facă o ofertă de care să se țină până la capăt. Închei despre A13 spunând că pentru noi rămâne în continuare un obiectiv, așa cum l-am asumat încă din 2019-2020, dacă vă amintiți, este un obiectiv politic, administrativ, pe care ne dorim într-o bună zi să-l facem posibil. Acest lucru îl putem face atâta timp cât suntem, facem parte dintr-un partid aflat la guvernare. Acest lucru se întâmplă acum, avem și om la Ministerul Transporturilor. Sigur că nu este ultimul cuvânt și puterea de decizie la dânsul, dar să știți că prezența dânsului acolo este foarte utilă județului Bacău, este utilă ministerului, nu trebuie să dea raportul nimănui din Bacău, el trebuie să dea raportul ministrului transportului și primului ministru. Nu are ca abilități și ca sarcini zona de comunicare, ci are zona de fonduri europene și de afaceri europene, are un program foarte încărcat. Practic, sâmbăta și duminica este lângă familie în municipiul Bacău și cel puțin pe obiectivele județului Bacău, noi aflăm informații la timp, nu suntem surprinși, suntem conectați din punct de vedere a informațiilor cu tot ceea ce înseamnă proiecte de infrastructură mai mici sau mai mari în județul Bacău, așa cum înaintează ele, mai greu sau mai puțin greu. Dânsul o să vă detalieze ce se întâmplă și cu A7. Eu vreau să reiterez că pentru noi A13 rămâne în continuare un obiectiv politic, nu ne sperie și nu ne demobilizează nici piedicile, nici jignirile, nici rânjitele malițioase ale altora.
Mergem înainte și atâta timp cât suntem la guvernare, suntem responsabili că trebuie să facem tot ce ne stă în putință să împingem aceste proiecte, indiferent că suntem la Consiliul Județean, că suntem la Parlamentul European sau că suntem la Ministerul Transportului. De altfel, am să dezamăgesc pe unii, luni la ora 9 voi fi la domnul Ministru al Transportului Sorin Grindeanu pentru o reactualizare a foii de parcurs pe aceste obiective. Vorbim rar, dar ceea ce vorbim ne ținem de cuvânt. Nu a apărut nicio distorsiune între mine și dânsul. Înțeleg și eu am condus investiții, știu ce înseamnă și o reziliere de contract, știu ce înseamnă o licitație, știu ce înseamnă un proiect care avansează mai greu, altul mai ușor. Ca atare, nu avem motive deocamdată de îngrijorare. Suntem, ca să zic așa, în grafic cu ceea ce am promis și am vorbit. Și tocmai pentru a confirma acest lucru am să rog pe domnul secretar de stat Gabriel Bunduc să ofere câteva detalii despre A7 și câteva termene asumate, termene orientative, pentru că nu suntem ghicitori și toate aceste proceduri depind și de alții, depind de legislație, depind de oferte, dar niște termene care depind de minister și de CNAIR le putem avansa și asta trebuie să facă societatea băcăoană în integralitatea sa, să ne monitorizeze dacă ceea ce spunem se confirmă și dacă nu, de ce nu? Gabi, te rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. O să încerc să vă fac un scurt update despre stadiul celor două tronsoane, Bacău-Pașcani și Focșani-Bacău. În ceea ce privește tronsonul Bacău-Pașcani, după cum cunoașteți, indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâre de guvern. În acest moment, echipa CNAIR pregătește documentația de licitație și sperăm ca undeva în zona datei de 15-20 iulie să fie scoasă la licitație execuția de lucrări pentru toate cele trei loturi aferente acestui tronson. În ceea ce privește Focșani-Bacău, săptămâna viitoare va ieși acordul de mediu, ultimul acord de mediu de pe A7. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în CT al CNAIR și și la Ministerul Transporturilor. În acest moment documentația se află pe circuitul interministerial pentru aprobare, iar după această aprobare urmează hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. După care, la fel ca și pentru tronsonul menționat anterior, va urma pregătirea documentației de licitație, care considerăm că va fi scoasă până la sfârșitul lunii iulie. După cum probabil deja cunoașteți din spațiu public, la nivelul Ministerului Transportului și Infrastructurii există dorința ca toate cele 13 loturi aferente autostrăzii A7 să aibă contracte semnate pentru execuția lucrărilor până la sfârșitul acestui an, dar aici depindem de termenele date de procedurile de licitație. Da, mulțumesc, Gabi. La A7 atâta vreau să vă reamintesc și aici. T0 pentru A7 a fost în iarna lui 2017, când s-au lansat la licitație studiile de fezabilitate și procedurile pentru studiile de fezabilitate și proiectul tehnic. De-a lungul anului 2018 și chiar și în 2019 s-au semnat contractele, deci au durat aproape un an și jumătate, doi pe alocuri, în 2018 și 2019, durează, vedeți, documentații, și ele au fost predate, vedeți, în finalul 2021-2022, începutul 2022, când au început să fie scoase la licitație pentru execuție. Ați urmărit, nu spunem, nu avem pretenția că livrăm astăzi știri, doar mai reamintim niște borne care sunt importante. Și niște, ați văzut, Ploiești-Buzău are contracte semnate, Buzău-Focșani are în licitație pentru execuție scoase toate tronsoanele, urmează Bacău-Pașcani și Bacău-Focșani a doua jumătate a lunii iulie. Repet, nu suntem ghicitori, dar putem să anticipăm și anticipăm că până la 1 august vor fi scoase. De altfel, există și o promisiune a domnului ministru Grindeanu că aceste contracte, când vor fi semnate de execuție, vor fi semnate la Bacău, pentru Bacău-Pașcani și Bacău-Focșani și ne dorim acest lucru. Mai este drumul expres Bacău-Piatra Neamț.
de o importanță secundară raportat la 7 și a 13, acolo studiul de fezabilitate doar. Îl realizează tot Search Corporation. Am înțeles că au un stadiu fizic de execuție de 30 și ceva la sută. Trebuie să predea pe 6 decembrie documentația doar de studiu de fezabilitate. Pentru drumul expres Bacău-Piatra-Neamț, el este oarecum mai în penumbră în raport cu aceste obiective mai mari. Ultima remarcă înainte de... Părăsim domeniul infrastructurii de transport, intrăm în infrastructura de sănătate, dacă pot să spun așa, pe scurt. Practic, ultima noastră de conferință de presă a fost pe 3 sau 4 aprilie, deci aproape acum 2 luni, când a fost și domnul ministru Rafila și când noi am lansat public în dezbatere câteva soluții pentru a finaliza ce mai e de finalizat, 3 etaje la pavilionul fostului spital municipal, constat cu stupoare și cu mâhnire, și mă opresc aici, nu vreau să merg mai departe, constat cu stupoare și cu mâhnire că nici liberalii colegii noștri de coaliție de la nivel național, nici Consiliul Local Bacău în integralitatea sa și nici primarul Bacăului nu vor să aducă în dezbaterea publică, în dezbaterea Consiliului Local, această propunere a Consiliului Județean, această propunere politică a PSD-ului, și spun acest lucru cu atât mai mult cu cât au început, sunt unități administrativ-teritoriale, fie Consiliul Județean, fie primării, care au început să depună proiecte la Ministerul Sănătății în eventualitatea completării listei din PNRR și cu alte obiective decât cele care sunt. Și o spun și cu și mai mare mâhnire, cu cât este foarte posibil ca într-un interval de timp scurt să județul Bacău să aibă o persoană în zona sănătății care să aibă un cuvânt de spus. Nu pot să dau mai multe detalii pentru că trebuie parcurse niște proceduri, niște filtre firești în statul român, dar așa cum s-a întâmplat când am anunțat în luna decembrie pe domnul Gabriel Bunduc și cum am spus și la conferința de presă, cu următorul domeniu pe care îl vizăm este zona sănătății, încercăm să propunem și să propulsăm oameni care pot aduce plus valoare, în primul rând, actului de guvernare, statului român, și dacă și pentru județul Bacău pot să facă ceva bun, e perfect. Nu am mers în zone în care oamenii să nu aibă expertiză, să nu aibă pregătire, și mergem cu oameni care comunică mai puțin pe Facebook, dar stau de luni până vineri la program. Și pentru instituțiile în care fac parte și pentru județul Bacău. Închei aici expozeul meu și a colegului Gabriel Bundu, care va deveni încet, încet o prezență din ce în ce mai importantă în județul Bacău și va participa la toate conferințele noastre de presă care îl vizează, și așteptăm întrebări din partea dumneavoastră dacă sunt. Da, există posibilitatea ca Search Corporation să mai vină încă o dată la licitație. Nu știu, n-aș vrea să nici să recomand, nici să... Pentru că sunt și cauze obiective și subiective care au dus la rezilierea acestui. Și le-am enumerat. De asta n-aș stigmatiza foarte mult proiectantul. Eu, personal, ca om care am lucrat cu achiziții publice și am dus proiecte cap-coadă, cred că au fost și o ofertă inițială în 2019 eronată, greșită sau subevaluată. Ulterior s-au alăturat toate cauzele care le cam știm cu toții și care au apărut în toate sectoarele de activitate. Nu cred că este sector de activitate care n-a fost impactat de tot ceea ce s-a întâmplat din ianuarie 2020 încoace. Pentru mine Brexit-ul a fost primul moment care a zguduit Europa, pe care o știam cu toții. Consiliul Județean a dat-o mai prezent? Nu.
Consiliul de Seamă a dat deja o hotărâre pentru, mă rog, finalizarea spitalului municipal. Ar fi urmat teoretic. Vreau să întreb care este stadiul lucrărilor actuale la parter, deci ar trebui să trebuie un grup. Mutare care are legătură și cu investiția la SJU. Și vreau să mai întreb, totuși, nu se poate face o propunere consilierii PSD, nu pot face o propunere de hotărâre Consiliului Local. Da. Eu vreau să vă... Asta cu consilierii vă răspund eu că sunt responsabil de... poate să facă, evident, teoretic, consilierii PSD care sunt în număr de 2 sau 4, depinde cum numărăm, pot să fie și 5 și 6, pot să facă. Dar totuși noi trebuie să vedem și cu cine vrem să schimbăm municipiul, județul sau să-l dezvoltăm. Pentru că dacă... sau cu cine suntem parteneri în coaliție, pentru că dacă liberalii stau într-o pasivitate de acest gen, sigur că e măsură să ne dezamăgească și să, dar să și constatăm acest lucru, iar dacă primarul Bacăului n-are nicio idee în 2 luni și jumătate, n-are nici măcar inițiativa de a pune acest proiect pe masă, în dezbatere publică, și să-l corijeze, să-l dezbată, înseamnă că ăștia sunt și cu ăștia defilăm. Trebuie să avem răspunsul și la aceste întrebări. Un simplu proiect de hotărâre depus de 2, 4, 6 consilieri, nu ar fi... Inițiativa trebuie să vină din partea primarului sau a coaliției de la nivelul municipiului Bacău, vă reamintesc, PNL, USR Plus. Da, USR Minus Plus. Pentru mine ar fi mai ușor să numărăm cine votează, cum votează. Da, dar trebuie să vedem și... Da, aveți dreptate, dar decizia este una patrimonială, e cu 2/3 și dacă nu se va face consens, și nu se va face consens pe acest subiect, degeaba vin 2 consilieri de la PSD și depun un proiect. Totuși, responsabili sunt cei care conduc primăria și cei care totuși spun că știu istoria acestui proiect sau știu realitatea acestui proiect și mă refer la cei de la PNL. Și dacă îmi permite să vin în completarea acestui lucru, știți foarte bine că noi au mai fost inițiative a consilierilor locali care nu au fost puse pe ordinea de zi. Adică nu avem certitudinea că dacă depunem o hotărâre de consiliu, un proiect de hotărâre de consiliu local, avem și certitudinea că se va pune în dezbatere publică în cadrul consiliului local. Sunt nenumărate exemple și nu numai de la noi din partea PSD-ului, ci și din partea celorlalți care PER și independentul Chirilescu, care nu au fost puse pe ordinea de zi. Codul administrativ este reinventat la nivelul primăriei Bacău de domnii Fantaza sau Popoviș după caz și viziteu. Și plus că aici e un apel la responsabilitate, adică trebuie să ajungem la un 2/3 ca să putem să facem acest lucru. Referitor la ce m-ați întrebat, fosta clădire spital municipal, în acest moment noi suntem într-o proporție de 95% de finalizare pe partea de UPU. O să avem un decalaj de termen față de 30 iunie cu o săptămână sau două pentru a face recepția, tocmai din cauza faptului că noi am negociat undeva în ianuarie, am reușit să încheiem contractul și evident că au început creșteri de prețuri într-un mod necontrolat. Dar lucrările sunt pe undeva 95% din așa cum a fost asumat de către constructor. Și noi sperăm ca, eu știu, în termen de 2-3 săptămâni să închidem acest obiectiv. Și evident, așteptăm și reacția primăriei, reacția primarului, reacția PNL-ului pentru a putea merge în continuare spre finalizarea acestui obiectiv. Dezamăgitor pentru noi este că cei de la PNL știu foarte bine că există această discuție la nivelul coaliției de a se modifica / completa lista de obiective pe sănătate și știu asta din gura domnului ministru Boloș, din gura domnului prim-ministru, există această dorință și posibilitate și... Dar, deocamdată, la nivelul municipiului Bacău încă se mai cumpănește, îmi place mie să cred. Dar sunt convins că există totuși canale de comunicare pe subiectul ăsta.
Da, există, dar există. Da, dar există, dar există și este o discuție care am putea o face și cu în prezența dumneavoastră. Noi nu discutăm altfel, să știți. Canalul de comunicare presupune niște culise, niște discuții în spatele ușilor închise. Și tocmai aceste discuții le-am avut și cu cei la PNL și cu primarul Bacăului. Nu avem niciun secret. Asta este poziția noastră, asta este strategia noastră. Așa vedem noi lucrurile. Dacă puteți să le îmbunătățiți, îmbunătățiți-le. Corijăm, discutăm, dar deocamdată nu vedem decât niște calcule la dânsii, mai mult sau mai puțin. Care ar fi calculele astea? Ce câștigă ei din faptul că nu acceptă cedarea către SJU a clădirii? Asta nu reușesc să înțeleg. Care-i câștigă? Aici aș specula puțin, că n-au zis-o chiar explicit. Aș intra în zona speculațiilor. Noi avem, place sau nu place, noi cam avem, ne-am cam dus obiectivele la capăt, mai devreme sau mai târziu. E adevărat, nu le-am dus pe toate, le-am încheiat înainte de limită. Fie că vorbim de, uite, chiar în sănătate, e chestiune, se stă doar în avizare, în aprobări, pentru heliport ca să devină funcțional sau pentru radioterapie ca al doilea accelerator să fie funcțional. Deci se stă doar mai la avizare, investițiile s-au terminat. Cu mici excepții, acolo unde PSD-ul Bacău a fost implicat, lucrurile s-au dus mai devreme sau mai târziu la capăt. Deși, uite, sunt și aici, că tot vorbim de reziliere, fonduri europene, lotul 2, tronsonul podul Turcului Răchitoasa, cred că, nu? Răchitoasa, da. Tronsonul, ca să zic generic, de pe programul operațional regional, probabil se va ajunge la o reziliere acolo, pentru că actualul constructor nu mai stă în prețuri și lucrarea stagnează, drumul arată ca după război și e o variantă, rezilierea. Nu e ca la lotul 1, care a fost finalizat, am și uitat de când, de un constructor din Bacău, iar lotul 2, un alt constructor din Neamț, care oricum avansează. Nu, cred că acolo nu sunt probleme de reziliere. Cel dintre Secuieni și Răchitoasa. Dar de la Răchitoasa la podul Turcului s-ar putea să ajungă la reziliere. Apropo de instituția, vor fi multe rezilieri în următoarea perioadă, pentru că s-au făcut oferte în anii de dinainte de 2020 și evident nu mai stă nimeni în prețuri. Probabil că această teamă, acest calcul politic, că e posibil să administrația județeană condusă de un președinte de la PSD să ducă la timp obiectivele la capăt. Nu. Până la urmă, cam despre asta e vorba. Adică nu credeți că primarul are un plan să-și țină pentru el spitalul, pentru primărie spitalul și să pună el un director sau nu știu? Adică, păi n-are că nu mai există, juridic el nu mai există, nu-mi dau seama ce e. Nu mă puneți în mintea lui, că mi-este foarte complicat să intru, dar nu mai există ca entitate juridică, n-are ce pune, n-are cu cine încheia contract, n-are ce face, e pur și simplu e un pavilion. Și tehnic și legal, nu știu cum ar putea să mai finanțeze acea lucrare dacă nu intră în cadrul unui spital, în cadrul Spitalului Județean. Pentru că răspunsul Ministerului Sănătății a fost foarte clar. Este un obiectiv de sănătate. Ori nu poți să aloci sume pentru a nu avea finalitatea pentru care a fost construit sau pentru care a fost destinat. Dar eu, fără a pune paie pe foc, doar am profitat de această ocazie de anunțată vizita Ministrului Agriculturii și de discuțiile legate de a 13 și a 7, să vă spun că numărăm 2 luni și jumătate de când nici măcar nu este pus în dezbaterea Consiliului Local, cum ar fi de bun simț într-o societate cât de cât sănătoasă sau într-o... Așa ar fi de bun simț. Dom'le, noi, Consiliul Județean a venit cu o propunere. Haideți să o supunem, să o amendăm, să o îmbunătățim. Nu. Mai poate atrage fonduri europene? Dacă a spus că nu știu unde era plasat în anul financiar 2014. Nu, e bună întrebarea. Bun, unde sigur, domnul secretar de stat vă poate spune că cel puțin documentația tehnică cu siguranță va avea parte de finanțare europeană. Problema este, știți, i-aș mai spune domnului de la Iași care a rânjit acum 2 zile, că nu, faptul că s-a reziliat SFPTH pe A13 nu înseamnă că A8-ul, gata, e propulsat acum, gata, e o certitudine. A8-ul, cred că
foarte fezabil este acea bucățică între Lețcani, între Iași și Târgu Neamț, ca să zic în linii mari, dar problema este traversarea Carpaților. Problema e serioasă și cred că problemele la 8 rămân aceleași. Autostrăzii cu lege, atenție, care are lege autostrada 8, împlinește 4 ani în noiembrie, dacă nu greșesc, nu mă înșeală memoria. Problemele sunt tot legate de mediu, de costuri, costurile sunt convins că se dublează, care și așa erau mari. Problema este cu fondurile europene, v-am zis, noi nici nu mai putem acum estima, nu putem avea o estimare când se va semna contractul de execuție fie pe una, fie pe alta. Pe amândouă nu cred că vom vedea vreodată acest lucru, oricât am fi de tineri. Nu putem, pentru că nu știm pe ce exercițiu financiar, de ce alocare va mai fi pe infrastructura rutieră. Oricum, dacă stăm să privim grosier vorbind, alocările de la Uniunea Europeană pe infrastructură rutieră, deși A7 ar fi, m-ați putea contrazice cu A7, alocările pe infrastructura rutieră vor fi din ce în ce mai reduse. Se merge pe această Europa foarte verde, cu... Repet, reducere de noxie, protecția mediului și atunci nu-mi dau seama cât va fi cofinanțarea europeană, cât va fi cofinanțarea de la bugetul național și nu pot estima. Sunt atât de departe, atât de departe au ajuns ele față de ziua în care va fi scoasă la licitație execuția sau va fi semnat contractul de execuție, încât e greu de anticipat cum se vor, ce fonduri europene vor fi la dispoziție la acel moment. Pentru că dacă de A13, care s-a semnat în 2019 și avea deadline, dacă nu greșesc, 2022, finalul 2022, acum nu mai putem vorbi. Așteptăm rezilierea amiabilă, așteptăm licitația, așteptăm nou câștigător al licitației să-și facă treaba, mai durează 2 ani, cine știe. Nu se iese mai repede pentru execuție pe A13 mai devreme de 3 ani, oricât am fi de optimiști. Astea sunt, nu sunt vești bune care să ne bucure. Evident că ne-am fi dorit ca ceea ce am lansat în 2019, în mai 2019, subliniez acest, ne-am fi dorit să fie livrat la termen, adică finalul 2021 și astăzi să vorbim despre o licitație pe execuție. Ne-am fi dorit să vorbim de o licitație pe execuție. N-a fost să fie și nu... Mie îmi place că atunci când se realizează, când se finalizează un obiectiv, politicul... se duce în plan secund sau nici nu mai apare. Când se întâmplă pași greșiți de acest gen, politicul este primul vinovat. Deși nu știu cu ce am greșit noi, nu știu ce ar fi trebuit să facem mai mult de atât, acest om din dreapta mea, chiar dacă scrie din an în pași pe Facebook, totuși în fiecare săptămână sunt convins că s-a uitat foarte atent la aceste proiecte, dincolo de ce sarcini are și responsabilități din partea ministrului. Anticipați, vorbeați de anticipații, că e posibil ca unele societăți să liciteze în locul Search Corporation, să vină? Păi, sper, nu. Eu mi-aș fi dorit să fie o negociere directă cu cineva, cu un proiectant foarte bun, poate cel care a făcut A7, că iată, la A7 au mers bine documentațiile tehnice. O negociere directă. Va fi licitație. Câți vor veni, nu pot anticipa. Mi-aș dori să vină unul foarte bun, dacă mă întrebați ce mi-aș dori. Și să se termine repede procedura, da? Nu pot anticipa, că m-aș încărca cu niște asumări care nu depind de noi. Uitați asta cu A7, că vor fi semnate contractele de execuție, vor fi scoase în licitație contractele de execuție la finalul lunii iulie. Deja urmărim acest lucru. Că peste un an pe vremea asta s-ar putea să avem contract semnat de execuție? Putem vorbi peste un an pe vremea aceasta să avem contract de execuție pe ambele, și pe Bacău-Pașcani și pe Bacău-Focșani. Depinde de contestații, depinde de numărul ofertelor, că poți să ai o licitație cu 2 ofertanți, poți să ai o licitație cu 10 ofertanți. Da, vom vedea. Dar este ireversibil A7, de asta apelez la domnul de la Iași să lase A7 în pace și aceste imbolduri pompieristice și să-și vadă de A8 și eventual de podul de la Ungheni. Aș vrea să aștept pune răbdare și inaugurarea lucrărilor la podul de la Ungheni și finalizarea lucrărilor la podul de la Ungheni. Fără să fiu ironic. Domnule președinte, dacă nu mă înșel, construcția aeroportului era programată să se termine pe 2021, la sfârșitul anului? Nu.
Noi avem un finalizare undeva pe la în 2022 septembrie-octombrie. Și de finalizat s-a finalizat pe 18 mai și acum suntem în procedura de recepție. Heliportul. Și deci suntem și UPU-ul la pachet. Și plus că avem și UPU-ul la pachet, care și acolo suntem în faza finală. Recepție și avizare. Să mergem paralel, bănuiesc. Da, recepție, avizare. Când vom vedea elicopterul? E o tehnică care, îmi cer scuze, că e un pic mai complicat, pentru că e partea de avizare, de calibrare a heliportului. Știți foarte bine, așa cum a fost și la aeroport, durează să calibreze platforma heliportului. Asta după ce se înaintează documentele de recepție, cam un termen de 2 săptămâni ar trebui să avem primul zbor de calibrare. Vă dați seama că după ce s-a întâmplat la Neamț o recepție și o avizare aici, trebuie să fie ceas elvețian. Pentru că, iată, sigur că dorința este de a termina cât mai repede și de a da cât mai repede în folosință, dar iată ce înseamnă uneori să faci niște compromisuri unde poți ajunge. Și de asta va fi urmărit, eu totuși, un obiectiv important care își propune să salveze vieți, nu să producă incidente. Da, proiectul drumului ăsta de expres, care a spus că e undeva în plan secund. Bacău-Piatra Neamț, da. Cum arată el? Păi n-am de unde să știu. Bănuiesc că se derulează pe raza celor două județe. Dar n-am cum să știu traseul, pentru că se lucrează la studiul de fezabilitate, adică foraje, nu? Asta presupune studiul de fezabilitate, nu cred că e stabilit traseul. Stabilit, clar. Dar n-am de unde să știu traseul, da. Mi-a plăcea să merg pe autostrăzi, dar până la urmă, un drum expres mă ajută mai rapid, după înțeleg care o autostradă se face, cum se face, o resiliere de contracte, toate povești. Pentru noi, Bacău-Piatra Neamț este ca importanță departe de a 13 și a 7 din orice unghi am privit lucrurile. Știți cum e, cât e de important pentru noi, cât este de important, și nu glumesc, pentru cei la Târgu Mureș sau pentru cei din Ardeal a 8 sau a 13. Am mai spus, dar se și probează acest lucru. Nu știu, cei din Ardeal privesc cu indiferență zbatele noastre pe traversarea Carpaților, pentru că foarte multe investiții se opresc acolo. Altfel, ar fi tentate să... ar fi invitate, practic, să traverseze și Carpații. Și de ce să nu rămână acolo? Deci așa este pentru noi Bacău-Piatra. Nu, pentru noi Bacău-Piatra Neamț este, repet, de o importanță secundară. Nu, dar nu înseamnă, să nu credeți că un drum expres se face mai repede decât o autostradă. Poate să stea și un drum expres. Știți că este centura Târgu Mureșului stă în procedură, în achiziție de, nu știu, de câțiva ani. Centura Târgu Jiului a stat, Târg Jiului, a stat foarte mult. Deci nu... depinde de calitatea proiectului, de calitatea ofertelor, de calitatea ofertanților, pentru că sunt și ofertanți care încep să caute acum carul cu fân. Nu, să nu credeți că un drum expres se face mai departe. Dar apropo de drum expres, avem drum expres până la Bacău, până la București, care este drumul morții, și acum cred că este drumul morții și a groazei, că războiul a influențat și acest lucru. Domnul Bunducu, domnul Bogdanel, țin legătura pe un subiect foarte important și foarte apropiat, aceste separatoare de esens, care pot salva vieți și care... poate era bine să fie montate mai repede în județul Bacău, da. Au fost niște explicații mai ciudate. Care... O scurtă precizare eu aș avea. Este stabilit traseul pentru drumul expres Bacău-Piatra Neamț și într-adevăr se lucrează la momentul ăsta la foraje pe traseul stabilit. Pe și care e traseul stabilit, ca să răspundeți punctul? Undeva din zona Gârleni, poate stânga, și se va lega, va intra în A7. Se găsește traseul dacă o să o punem la dispoziție, da. Deci Bacău-Piatra Neamț. Ok. Două probleme cu apa. Cred că sunt mai multe, da. Două însă cum se pare. Mă rog, proiectul acela, mă rog, ideea aceea că primăria ar fi trebuit să înceapă să aplice de undeva
reabilitarea tronsonului Valea Uzului Stejaru. Și a doua problemă cu apa e legată de rezerva de apă, pentru care Consiliul pentru Situații de Urgență a dat o hotărâre care a rămas într-un setat cumva la primărie și nu pare că se ajunge la nimic. Adică nu mai dau telefoane, mai întreb. Rezerva aia terminată de un an și două luni declarativ nu e funcțională, se mai schimbă câte o vană, câte un robinet, câte o mai curge, se sparge o țeavă. Nu se vede un orizont. La momentul ăsta, dacă are loc o avarie, rezerva de apă nu poate suplini nevoile bacterii. O să încerc să fiu extrem de sintetic, pentru că e o problematică, noi am abordat-o din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, din punct de vedere a autorității tutelare, prin care am încercat, prin hotărârile pe care le-am dat în cadrul ADIB, să oblig oarecum primăria să facă investiții multianuale, așa cum ar trebui să fie, așa cum cere și legea. Asta e un aspect, ceea ce înseamnă și o urmărire curentă a acelei conducte de la Valea Uzului la Stejaru, plus și o investiție pe acea conductă. Noi am scos și certificatul, am refăcut o parte din documentație, am scos și certificatul de urbanism, am trimis către primărie. Pe de altă parte, mai avem și o acțiune în instanță pentru obligația de a face, pentru că am văzut că nici măcar în dezbatere de a se obliga de a face acea conductă, de a o întreține, știți foarte bine, pe orice obiectiv, cu atât mai mult un obiectiv de asemenea importanță, care eu cred că face parte din infrastructura critică, trebuie să faci investiții ca să poți să-l minții. Ori nu poți să aștepți în fiecare an să se întâmple câte ceva ca să faci intervenții punctuale. Mai mult decât atât, acolo este obligația efectivă a proprietarului. Iar la rezerva de apă, îl las pe domnul prefect să vă confirme că nu se respectă hotărârea CGSU, cred. O cred că spun o noutate dacă facem remarca că nerespectarea unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de la un punct încolo echivalează cu apă și în afara legii. Ca să folosesc un eufemism și să nu folosesc un termen mai dur. Pe 6 iulie cred că vom împlini jumătate de an de când am dat hotărârea 13 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de a operaționaliza 72 de ore această rezervă, pe care, cum bine ați menționat, conducerea autorității contractante, adică a primăriei Bacău, a declarat-o finalizată din 2021, aprilie. Vedem că săptămână de săptămână, lună de lună, de asta am și intervenit cu un mesaj pe Facebook, tocmai în ideea de a nu repeta un episod neamț, știu eu, la nivelul municipiului Bacău. Dar domnul Popescu, cu toată considerația, nici prefectul, nici președintele de Consiliul Județean nu poate substitui la conducerea primăriei primarul și cel care trebuie să implementeze acest proiect, totuși. Oricât de mult am muncit, nu putem să-i facem noi treaba. Nici eu, nici domnul președinte al Consiliului Județean. Totuși, au trecut 6 luni, rezerva de apă trebuia, după cum bine știți, conform ordinului de începere a lucrărilor din iunie 2019, trebuia finalizată în 12 luni, adică în iunie 2020. Ne aflăm la 3 ani, respectiv 36 de luni, și sigur că antreprenorul respectiv aș fi tentat să remarcă în conivență cu conducerea primăriei, pentru că e prea multă îngăduință la o lucrare care de 3 ani de zile, trebuia terminat acum 2 ani de zile, în 2020. S-a menționat la momentul respectiv că pandemia a împiedicat achiziția pompelor și așa mai departe, dar vă amintiți că aeroportul tot în pandemie s-a terminat, cu o stație de turnat ciment și betoane adusă cu vaporul la Constanța din Spania. La fel șoseaua de centură a municipiului Bacău. Deci, totuși, a pune o țeavă în pământ și niște pompe, nu cred că este sau echivalează cu o lucrare de tipul piramidelor din Egipt sau știu ce altă lucrare de mare anvergură. Dar vedem, cum bine ați remarcat, numai târziu de ieri am primit la MAF o notificare, pentru că în calitate de prefect sunt notificat pe astfel de subiecte, se încearcă preluarea unor teste undeva către ultima decadă din iunie. Iunie, da. Reluarea unor teste pe anumite porțiuni care, din punctul de vedere al parametrilor asumați contractual, nu sunt realizați.
O să vă ții la curent în funcție de... Cum e posibil ca expertiza făcută să fie și... Expertiza... Păi, cred că răspunsul la această enigmă este la expert. ca să zic așa. Nu a fost. Sau la cei care au contractat expertiză. Cei expertiză n-au avut niște obiective clare. S-au făcut o analiză și s-au consultat documente. Corect. Corect. Și sigur că din procese verbale sau documente știm bine această practică poate de a cosmetiza un pic anumite aspecte. Posibilitatea, să zic la de a plăti integral o lucrare care nu e măcar legal, nu știu. Legal, nelegal, dar eu n-am văzut până acum, știu. Păi? Eu n-am văzut. Și am curiozitatea că am să luăm pe domnul președinte al ADIP, să zic așa. Să numere, să solicite crabului câte schimbări de soluții s-au produs în acest proiect. Eu înțeleg, sunt cazuri în care se impun asemenea schimbări de soluții, dar eu cred că aici e vorba de altceva. Dar cu siguranță sunt foarte multe schimbări de soluții, o sarabandă de schimbări de soluții care, până la urmă, uitați unde sfârșesc. Expertul, orice expertiză ar fi făcut acest expert, totuși nu poate să nege faptul că contractul de execuție a fost semnat undeva la finalul 2018, dacă nu greșesc. Suntem în 2022, 3 ani și jumătate, lucrarea achitată integral, dar nefuncțională, nu este la dispoziția cetățenilor în caz de, Doamne ferește, se mai întâmplă vreun incident la Valea Uzunei. Eu, un caz, pentru mine, eu în 20 de ani de administrație, n-am văzut așa ceva. Ce să spun, mai mult de atâta, mai trebuie să vorbim și plastic și pe înțelesul oamenilor, că dacă intrăm prea mult în tehnicalități legislative, s-ar putea să ne irosim în zadar. N-am văzut așa ceva, este o premieră pentru, cel puțin pentru mine. Aș mai face o scurtă mențiune și cu asta am încheiat pe subiectul rezervei. Acel tronson mai vechi, care cauzează acum probleme, după cum bine ați remarcat, vane și așa mai departe, el este asumat ca parte a acestui proiect, la momentul în care a fost elaborat proiectul. Se știa de acest tronson, se puteau face verificări până acum, înainte de a plăti, poftim, integral lucrarea, de exemplu. Vă reamintesc de manganizarea început în decembrie, a început în februarie 2020 și s-a terminat în decembrie 2021. Este o lucrare mult mai complexă. Mult mai complexă, da. Și ați văzut cum arată de manganizarea. Nu ți-e rușine să mergi acolo cu... să prezinți un asemenea obiectiv. De manganizarea, partea componentă, ea e inutilă fără această rezervă de apă, ca și invers. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, eu o să revin cu ieșire în spațiu public după ziua de luni, când voi avea întrevederea cu domnul ministrul al transporturilor. Nu vor fi surprize, nu vor fi știri noi. Vreau doar să mă asigur că se face tot ce se poate ca până la finalul lunii iulie să fie lansate licitație cele două tronsoane pe A7, așa cum am spus de altfel și în martie. Deci ne ținem de cuvânt, chiar dacă alții ne jignesc. Și pe A13 să se facă toate eforturile să se rezilieze, conform legii, evident, să rezilieze amiabil, să ajungă în instanță și să reîncepem procedura de licitație dacă cea de negociere directă nu este posibilă. Mulțumesc frumos și vă doresc weekend plăcut. Scuze pentru ziua de sâmbătă.